ce adânci sunt potecile astea făcute în tufele astea pe aici. Wow! Mergem spre... spre ocean! Ba da! Da, dar nu intrăm în ocean. Dar e mare. Dar la mare? Și la mare mai sunt rechini. Mările, tati, sunt părți din oceane, în general. Sunt părți din oceane care sunt pe lângă pământ, pe lângă zona de pământ, și le-au numit oamenii mări. Da. Da. Bamburgh Castle. Da, e finuț. Expertul a pus mâna și a confirmat. E finuț nisip, într-adevăr. Da. Chiar e. Se vede că e foarte fin. Eu cu bocancii mei nu-l pot simți ca atare. Însă, ia uite ce ai găsit, tati. Lasă-l dacă nu vrea să-l ia. Lasă-l. Aha. Colecția de melci. Oh. Da. Pot reconfirma. E greu să înaintez prin nisip. Destul de greu. Jumătate din forța pe care o proiectezi asupra solului, asupra nisipului, este absorbită. Efectiv, simți că e absorbită de nisip. Hai să vedem porțile specifice unde trebuie să împingi, intri în zona asta și tragi de poartă înapoi. Wow! Look at that! Cum zicea cineva la prima reprezentare a lui Susan Boyle la Britain's Got Talent. Ce greu fi ca și gândăcel să treci de aici dincolo. Hai să-l ajutăm un pic. Gata. Forme de broscuțe testoase. Look at that view. Și în partea asta valurile.
superb tipul de plajă specific British și de zona Normandiei. Valuri puternice, am mai spus-o și repet, zona Atlanticului din jurul Mării Britanii, cu cât mergi mai nord, cu atât apele sunt mai periculoase, până la joncțiunea între Marea Nordului și Atlanticul de Nord, în capătul Scoției, unde sunt cele mai periculoase ape din lume. E un spectacol fascinant și înfricoșător totodată să vezi valurile și mai ales în timp de furtună. Însă, când marea este chipurile calmă, cum ar fi acum, acum e calmă, bine, nu cea mai calmă, dar e ok, e super să te plimbi pe plajă, mai ales că în spate, în depărtare, se vede pulberea de la valurile mării care se disipează, se sparg de țărm, cumva. Iar pentru britanici, cred că ar trebui scris ca sport național plimbatul câinelui pe plajă. Se plimbă în toată lumea, dar aici, iată să vă arăt. E plin de oameni cu câini, iată ce bucurie au câinii, bineînțeles cei mai mari, care își permit să se ducă până acolo, se joace cu valurile, dar și căței mici, iată, și căței mici care sunt mai prudenți și merg mai liniștiți, unde se îmbină nisipul uscat cu cel umed. Foarte frumos, iar acolo în zare se văd crenelurile castelului Babenburg sau Bamburg, cum îi zice acum, dar pentru că eu prima dată am auzit de el, mulțumită seriei The Last Kingdom, care din păcate s-a întrerupt. Erau dintre filmele istorice care mie unul chiar îmi plăceau. Nu prea urmăresc filme. Filmele istorice cu istorie medievală, cu istorie antică, sunt cele care mă atrag, mă pasionează. Și The Last Kingdom, deși la început au fost câteva elemente care nu mi-au plăcut foarte mult, dar filmul pe ansamblu, unul care zic eu merită văzut. De acolo am aflat prima dată de Babenburg. Da. Iată cum se duce. Rar câine să-i placă apa. Fetele mele au rămas în spate la joacă. Un alt lucru care ar fi foarte frumos de învățat, politețea britanică. Da, știu că mulți spun că e doar de fațadă, că e doar o interfață, că în realitate nu sunt atât de gata să te ajute, de
generoși, de politicoși, de frumoși pe interior, pot spune, dar totuși ideea asta de gentleman, dacă vreți, de politețe, te întreabă dacă poți să te ajute. Adică încercam să facem o fotografie în pădure la monumentul lui Wallace, urcând spre monument, să facem o fotografie de familie și eram cu sticul așa cum sunt acum. Și au trecut doi domni pe lângă noi, ne chinuiam cu sticul întins la maxim să putem să prindem o fotografie cu toți trei și cu, mă rog, cu niște sculpturi de lemn, niște armuri fără cap, unde noi trebuia să punem capetele, și ne chinuiam să putem să ne cuprindem pe toți trei și armurile acolo. Au trecut pe lângă noi, putem să vă fim de ajutor? Au văzut că ne chinuim și ne-au făcut fotografie, foarte drăguț. Ce am uitat să menționez este că am greșit cu prețul la intrarea la Bamburgh Castle. Am zis 10 euro sau 10 lire sau 10 lire 50. De fapt am plătit 14 lire și 10 cenți, cum ar fi. Deci 28 de lire 20 în total. Aici este da? Mi-a spus soția ulterior, m-a auzit că am greșit de cele mai multe ori intrarea, acolo se învârte la 10 lire, 10 lire 50, ceva de genul. Însă la monumentele foarte importante prețul este ceva mai mare. Și la Stirling, dacă mi-aduc bine aminte, o să mă uit pe bilete dacă trebuie să le mai am, dar mi-aduc aminte că 10 lire și ceva, 10,75 sau 10,40, ceva de genul ăsta am plătit, dar aici la Bamburgh 14 lire și 10 pence, nu mai știam cum le zice la subunitățile lirei, lira e pounds, subunitatea e pence, deci 14 lire și 10 pence de persoană, plus 4 lire parcarea, ultima intrare la Bamburgh Castle și momentul în care se închide și parcarea este ora 4 după amiază, iar castelul se închide la 5, deci de la 4 mai e timp o oră să mai vizitezi. Noi am terminat vizita pe la 4:30. Am ajuns pe la 2:30, cred, sau ceva de genul, sau 3, nu mai știu, la castel. Și de la 4:30, parcarea e liberă să ieși, dar nu mai poți să intri, se închide intrarea. Am ieșit la o plimbare pe țărm. Oameni stau aici, păzea, atenție, atenție! Vine apa peste noi. Oameni stau aici, protejați de vânt și citesc. Sau se odihnesc. Ia, tati, arată-mi ce ai găsit. O lopățică a găsit, care nu e a ei. Dar era și o broscuță testoasă mai încolo, de formă de nisip. Dar în timp ce am luat venivalul și au dat pe așa să-i... Trebuia să se întâmple și asta. Deci câinele se duce. Tu știi cât se duce? 20-30 de metri în apă aleargă. Așa de mult îi place apa. Da. Drona, da. Vreau numai să, pe scurt, să povestesc cu cazarea, o experiență extraordinară și providențială. N-am găsit cazare pe nicăieri prin zonă, pe lângă The Holy Island, o cazare la un preț decent, totul este fully booked, totul e luat, tot e ocupat. Am ajuns într-un orășel unde găsim inițial cazare pe internet. Nu mai era disponibil, am mai căutat în vreo 3 locuri nedisponibil. Până la urmă
providențial, repet, nu cred că e ceva întâmplător pe lumea asta, nu cred în teoria hazardului. O doamnă poloneză m-a văzut căutând o cazare, că eram, mă uitam după indicator să o găsesc și nu era unde arăta indicatorul. Și am întrebat-o unde este cazarea respectivă, am intrat în vorbă cu ea, mi-a zis că ea cunoaște pe cineva și poate să întrebe dacă are cumva cameră liberă pentru noi. Ne-am dus acolo, a mers cu mine, s-a îmbrăcat, a luat o geacă pe ea că era pe lângă casă. A mers cu mine, a căutat, a întrebat, nu era liber, a mers în altă parte, a mers în 4 locuri și a întrebat și peste tot ocupat. Mi-a explicat oamenii, englezii, de când cu COVID-ul, pentru că 2 ani n-au putut să meargă nicăieri, acum, pentru că merg, în multe părți nu e voie să meargă. Sunt diferite politici cu COVID-ul, așa că englezii merg în țară, pe unde n-au fost și nu s-au plimbat, prin în țară, în UK, în Regatul Unit. De aceea este foarte ocupat tot și e marți astăzi. Deci nu vorbim de weekend, e marți și e ocupat. Foarte puțin se mai găsește câte ceva liber și la prețuri foarte mari, adică 120, 130, 150, 200 de lire pe noapte, pe cameră, fără mic dejun inclus. Mai se găsește și cu mic dejun inclus, dar de cele mai multe ori fără mic dejun inclus. Așa că, până la urmă, mi-a fost rușine de doamna care s-a zbătut și a alergat cu mine să găsim undeva și am zis, aici e ultima dată unde mergem, dacă nu găsesc eu pe internet, asta e, plătesc mai mult. Și mergem acolo. Și era full booked și unde am fost ultima dată. Și într-o spre mașină unde mergeam, zice, hai să mai întreb aici, că mai cunosc și pe doamna de aici. Doamna care nu mai avea, adică avusese afacere cu cazare, dar nu mai se ocupa. Și se vedea tot în fața casei, cu cartoane, cu, ca și când cineva renovează sau face curățenie. Și a intrat și a întrebat. Cum a întrebat? Știți, aveți o cameră liberă? A zis, da, am. Și am spus, știți, îmi trebuie o cameră cu pat dublu și un pat simplu, pentru că avem și copil mic. Și zice, am paturi de o persoană pe care le puteți uni și paturi suprapuse lângă ele, pe unde poate dorme copilul. Am zis, super, hai să le vedem. A mers, i-am mulțumit doamnei poloneze care m-a ajutat. Și am venit cu doamna care a zis că are cameră să văd. A zis, nicio problemă, dacă nu vă place, asta e. Am venit, am ajuns aici, unde sunt 5 cazări, 5 camere. Da, iată, și cu bar pentru vară, după cum vedeți, cu mese de stat, o curte interioară în spate aici, aici spălătorie cu mașină spălat, tot ce trebuie, și bucătăria. Iată, recommended by TripAdvisor. Și asta e bucătăria, ca pentru bucătărie comună pentru 5 camere. Iată, veselă. Tot ce îți trebuie aici. Deci, super. Iată. Și mese. Totul al nostru, nu mai e nimeni aici. Și am întrebat pe doamnă de ce nu se mai ocupă și mi-a spus că mai are un magazin, un gift shop mai încolo un pic în localitate și nu se poate ocupa de amândouă. A renunțat la chestia asta, deși acum e full season și ar face bani liniștit, bani frumoși dacă ar închiria 5 camere și toate s-ar închiria. Pentru că e full, mai ales la prețul pe care mi l-a oferit, mi-a oferit prețul 28 de lire de persoană. Și nici n-am vrut să-i plătesc acum, o să-i plătesc mâine dimineață, să vedem cum o să fie, dacă o să perceapă la fel taxă și pentru copil sau mai puțin sau deloc. Nu știu, aici în general copiii mici sub 5 ani nu plătesc pe nicăieri, dar o să vedem mâine. Și dacă plătesc și pentru copil și pentru noi, ar fi 84 de lire pe noapte cu bucătărie, cu tot ce avem nevoie, baie, deci liniște, wireless. Avem tot ce ne trebuie. Providențial a fost. Extraordinar. Și vreau să vă arăt. Poate dacă nu uit o să filmez și camera. Camera e micuță, dar foarte drăguță și frumos aranjată. O experiență de neuitat. În general, în fiecare
ieșire pe care am avut-o din țară, am avut cel puțin, pe lângă faptul că a fost tot ok, am avut cel puțin o amintire, o experiență așa, ieșită din comun, providențială, zicem noi. Cam atât, deocamdată.